Iată titlurile acestei ediții. Două mașini au ars ca o torță, iar alta a fost avariată într-o parcare din sectorul Botanica. Pedeapsă și mai dură pentru tânărul din Cantemir care ar fi omorât două persoane într-un apartament din sectorul Botanica. Acesta va sta 24 de ani după gratei. Grav accident în sectorul Buiucan din Chișinău. 5 mașini au fost făcute zob. Hoții din Budești și Cruzești reținuți. Doi tineri din Anenii Noi sunt suspectați că intrau în locuințe și furau tot. Doi bărbați, un moldovean și un român, au fost prinși pescuind în zona de frontieră. Cei doi riscă până la un an de detenție pentru pescuit ilegal. Pericol de explozie în capitală. Un incendiu puternic a distrus complet două mașini, iar alta a fost avariată într-o parcare din sectorul Botanica. Totul s-a întâmplat în noaptea de 21 februarie, în jurul orei 1. Mașinile erau parcate în curtea unui bloc de pe Bulevardul Traian. Mai mult, parcarea se afla într-o zonă rezidențială, iar dacă focul s-ar fi extins, ar fi pus în pericol și casele din vecinătate. Un bărbat care mergea pe alături și a văzut incendiul a sunat la 112 și a anunțat poliția și pompierii. Bărbatul a transmis live pe o rețea de socializare imagini video cu mașinile în flăcări. Ну уже хана машина. Машине хана, но рядом соседняя загорелась. Странно, что народ не повыбегал и не забрал свои машины. Ну, начала гореть одна, причем очень быстро, но соседняя уже загорелась. Вызвал пожарников, приехали, не знаю, минуты за две, наверное, за три. Даже за две. Deoarece era o oră târzie, proprietarii nici nu bănuiau că mașinile le sunt distruse. La fața locului au venit pompierii cu o auto specială și în scurt timp au stins flăcările. Contactat telefonic, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a declarat că două mașini au ars în totalitate. Flăcările s-au extins și la automobilul de alături, dar acesta nu a fost grav avariat. Din fericire, nici o persoană nu a fost rănită. Cazul este cercetat de poliție, dar și de către specialiștii Inspectoratului General pentru situații de urgență. O versiune preliminară înaintată de pompieri ar fi aducerea sursei de foc din exterior. Cineva ar fi aprins focul intenționat. Potrivit Inspectoratului General pentru situații de urgență, în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în 41 de situații de risc. Pedeapsă și mai dură pentru tânărul din Cantemir care ar fi omorât două persoane într-un apartament din sectorul Botanica. Procurorii au contestat decizia magistraților care la începutul lunii decembrie 2018 l-au condamnat pe suspect la 20 de ani de pușcărie. Curtea Supremă de Justiție a anulat decizia primei instanțe și a agravat sentința. La contestația procurorilor, Curtea de Apel Chișinău a agravat sentința inculpatului care în toamna anului trecut și-a omorât doi prieteni, aplicându-i o pedeapsă definitivă de 24 de ani de închisoare în penitenciar de tip închis. De asemenea, acesta a fost obligat de a achita în contul reprezentanților victimelor a unui prejudiciu moral și material de peste 326.000 de lei. Amintim că tânărul de 21 de ani este acuzat că și-a omorât cei doi prieteni de 30 și 31 de ani în noaptea de 2 septembrie 2018, într-un apartament de pe strada Trandafirilor. Inculpatul și victimele au făcut cunoștință într-un club de noapte, după care au mers toți trei spre casa unuia dintre ei. Cei doi tineri ar fi adormit, iar inculpatul i-a înjunghiat mortal, după care a furat din apartament bunuri de peste 37.000 de lei. Corpurile neînsuflețite ale bărbaților au fost găsite de către mama uneia dintre victime. Inculpatul a fost reținut la scurt timp. Tânărul mai este vizat în alte 4 cauze penale pentru comiterea mai multor tâlhării și jafuri. Grav accident în sectorul Buiucan din Chișinău. 5 mașini au fost făcute zob după ce un șofer de taxi care se deplasa cu viteză excesivă s-ar fi izbit într-un alt autoturism. Ulterior, mașinile au fost proiectate în alte 3 automobile parcate pe marginea drumului. Totul a avut loc în seara de 20 februarie, în jurul orei 22, la intersecția străzilor Alba Iulia cu Sucevița. Un martor care a văzut totul ne-a expediat imaginile de la fața locului. Potrivit sursei, accidentul s-ar fi produs din cauza șoferului de taxi care se deplasa cu peste 100 de kilometri la oră. În moment dat, conducătorul auto nu s-ar mai fi putut isprăvi cu ghidajul și a accidentat un alt automobil care se deplasa regulamentar. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Svetlana Scripnic, a declarat că polițiștii urmează să verifice această versiune și să stabilească toate circumstanțele. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, doar mașinile au fost avariate. Forțele de ordine urmează să stabilească și pagubele materiale suferite de proprietarii mașinilor accidentate. Șoferul care va fi găsit vinovat riscă până la 1.500 de lei amendă și 6 puncte de penalizare.
Trei persoane au fost reținute de oamenii legii, suspectate de comiterea mai multor furturi, tâlhării, dar și șantaj. Este vorba despre trei bărbați din capitală, cu vârste cuprinse între 33 și 40 de ani. Aceștia au fost puși la pământ și încătușați de forțele de ordine cu ajutorul mascaților de la Fulger. Potrivit poliției, cei trei sunt suspectați de cel puțin patru tâlhării comise în sectorul Botanica și Ciocana pe parcursul lunii ianuarie. Fiecare bărbat își avea un rol atunci când săvârșeau infracțiunea. Doi dintre ei stăteau de pândă, iar al treilea intra în magazinele alimentare și, amenințând vânzătoarele cu un obiect asemănător unui pistol, lua toți banii din aparatele de casă, apoi dispăreau într-o direcție necunoscută. Astfel, prin acțiunile lor ar fi cauzat un prejudiciu de 11.000 de lei. Asupra lor, oamenii legii au găsit două arme. Indivizii au fost reținuți pe un termen de 72 de ore și sunt cercetați penal pentru tâlhărie. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la 10 ani de detenție. Doi tineri de 24 și respectiv 27 de ani din anii noi au fost reținuți de poliție, suspectați de mai multe furturi. Aceștia intrau în locuințe și furau mașini de spălat, multifierbătoare, haine, dar și utilaje electrice. Forțele de ordine au stabilit că aceștia pătrundeau în case prin forțarea geamurilor din termopan, atunci când proprietarii nu erau acasă. Oamenii legii au stabilit că în așa mod, tinerii ar fi pătruns în cel puțin 3 locuințe din comuna Budești și Cruzești pe parcursul lunilor noiembrie 2018-ianuarie 2019. Aceștia ar fi sustras mai multe bunuri materiale, un sac de box, dar și bani. Prejudiciul material adus victimelor depășește 20.000 de lei. Ulterior, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, cât și în mașinile lor, forțele de ordine au găsit un fier de călcat, un aparat foto, un multifierbător, o mașină de spălat, un televizor, mai multe haine, dar și alte bunuri, proveniența cărora urmează să fie stabilită. Audiați, tinerii și-ar fi recunoscut vina. Motivul pentru ce sunteți adus la poliție? Sunt bănuit pe furt din casă. Acum cei doi sunt reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal pentru furt. Dacă vor fi găsiți vinovați, tinerii riscă amende de până la 67.500 de lei sau până la 4 ani de pușcărie. Doi bărbați au fost reținuți după ce au fost prinși pescuind în apele de frontieră. Aceștia au fost surprinși pescuind într-o luntre pe apele lacului Manta de către angajații sectorului poliției de frontieră Cahul în dimineața de 20 februarie. Până a fi reținuți, aceștia au reușit să prindă circa 80 de kilograme de pește de diferite specii, astfel fiind aduse prejudicii de peste 40.000 de lei. Aceștia au fost somați să vină la mal. În luntrea bărbaților, polițiștii de frontieră au găsit peste 800 de pești de specii caras, știucă, plati, dar și 7 plase de 700 de metri. Ulterior au fost escortați la sediul sectorului. Este vorba despre un cetățean moldovean de 40 de ani din Manta, Cahul, și un cetățean român de 50 de ani care deținea doar permisul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova cu termenul expirat. Ambii bărbați nu au putut justifica de ce se aflau în zona de frontieră. De asemenea, nu aveau niciun document ce le-ar permite să pescuiască. Cazul este cercetat de către polițiștii de frontieră, iar tot peștele va fi nimicit conform deciziei Inspectoratului Ecologic de Stat. Dacă vor fi considerați vinovați, cei doi riscă amenzi de până la 52.500 de lei sau chiar detenție de până la un an. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Accident în cartierul Telecentru din capitală. Două automobile s-au tamponat violent, iar unul dintre șoferi a fugit de la fața locului. Mai mult, impactul a fost atât de puternic încât unul dintre automobile a fost proiectat într-un stâlp, pe care l-a dărâmat. Totul a avut loc în după amiaza de 21 februarie, aproximativ la ora 15 la intersecția străzilor Gheorghe Asachi și Corolenco. Potrivit poliției, accidentul nu s-a soldat cu victime, însă mașinile au fost făcute zob. Totodată, din cauza accidentului, în zonă s-au format ambuteiaje. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul, dar și să-l identifice pe cel de-al doilea șofer. Un bărbat din Găgăuzia, în vârstă de 32 de ani, este suspectat că ar fi pus la cale o afacere cu acte false. Polițiștii de frontieră au descins la sfârșitul săptămânii trecute la domiciliul bărbatului din Chișinău. În urma perchezițiilor au ridicat 10 de acte false care ar fi fost emise de autoritățile Marii Britanii, șabloane ale certificatelor de înmatriculare, cărți verzi pentru vehicule, de asemenea eliberate de autoritățile din Marea Britanie, precum și tehnică de calcul, dar și 4.120 de euro. Toate actele perfectate prin derogare și bunurile ridicate au fost transmise pentru expertiză. Potrivit poliției de frontieră, bărbatul din Găgăuzia nu și recunoaște vina. Cercetările continuă.
Momente de panică pentru mai mulți trecători care au fost atacați de doi bărbați băuți în plină stradă. Totul a avut loc pe 19 februarie pe Bulevardul Traian din sectorul Botanica. Un telespectator ne-a expediat imagini de la fața locului și ne-a declarat că cei doi bărbați, vizibil în stare de ebrietate, atacau trecătorii și nu-i lăsau să-și continue drumul. Mai mult, aceștia nu-i lăsau în pace nici pe copiii care se întorceau de la școală. Indignați de cele întâmplate, trecătorii au chemat poliția. Din imagini se vede că până la venirea autorităților, unul dintre bărbați se culcă la pământ, iar celălalt încearcă să-l ridice. La scurt timp a venit poliția, dar și o ambulanță, cel mai probabil pentru a-l ajuta pe bărbatul care se simțea rău. Pentru huliganism nu prea grav, legea prevede amendă de până la 2500 de lei sau până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. 4 ani de pușcărie și lipsirea pe viață de dreptul de a urca la volan. Astfel a fost pedepsit un bărbat de 57 de ani din satul Speia, raionul Grigoriu Opol, care ar fi urcat beat la volan, a pierdut controlul direcției, iar după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat, pasagerul din automobil a decedat pe loc. Așa numiții magistrați din Grigoriu Opol l-au recunoscut vinovat pe șofer și l-au condamnat pe 30 ianuarie la 4 ani și 2 luni de detenție. Accidentul a avut loc pe 18 octombrie 2018 pe drumul dintre satul Speia și orașul Tiraspol. Potrivit milițienilor din regiune, șoferul ar fi încălcat un șir de reguli. Acesta ar fi urcat băut la volan, se deplasa cu viteză excesivă, iar pasagerul din mașina sa, care a decedat, nu avea centura cuplată. De la începutul acestui an, în Transnistria au fost prinși peste 70 de șoferi băuți la volan. Un bărbat de 62 de ani din satul Curt, Orhei, a dispărut încă la sfârșitul lunii iulie, iar de atunci nici rudele, nici poliția nu-i pot da de urmă. Potrivit poliției, bărbatul ar fi plecat de acasă pe 27 iulie, dar nu a spus nimănui unde se duce. Vasile Deacon are înălțimea de 1,60-1,65 m, părul șaten, tuns scurt, fața alungită și ochii albaștri. În ziua dispariției era îmbrăcat într-o pereche de pantaloni negri, tricou alb cu dungi albastre, iar pe cap purta un chipiu galben combinat cu roșu. Bărbatul era încălțat într-o pereche de șlapi de cauciuc. Anterior, acesta ar mai fi plecat de acasă, însă de fiecare dată era găsit la stâna sau la mănăstirea din sat. Persoanele care l-au recunoscut pe Vasile Deacon și cunosc locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație poate fi utilă. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.